dimineață, la orele 5:30, în timpul activităților de patrulare, polițiștii din cadrul Poliției Municipului Botoșani s-au sesizat din oficiu că pereții exteriori ai sediului unei formațiuni politice din Municipiul Botoșani sunt inscripționați cu vopsea roșie. La fața locului au fost efectuate cercetări, în prezent fiind continuate verificările în vederea identificării contravenienților, întrucât fapta de scriere sau desenare fără drept pe pereții clădirilor constituie contravenții prevăzute de legea 61 din 1991 cu modificările ulterioare, care reglementează conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică, sancțiunea prevăzută de lege fiind amendă de la 100 la 500 de lei.